Aoleu, iarăși a venit nebuna asta. Spune-și mie, ce ți-am făcut? De ce nu te sinucizi? Ne-i face vă plac tuturor. Păi poate chiar am să o fac. Și apoi o să ai moartea mea pe conștiință. Asta vrei? Dragă, nu o să-ți ducă nimeni lipsa. Dar ce ți-am făcut? Nu mi-ai făcut nimic, numai că nu meriți mai mult. Aici e nivelul mării și fix aici ești tu. Mamă, ce jigodie ești! A, da, e mine? Bine, o să mă duc la director să vedem ce părere are că mă agresezi. N-ai îndrăznit să faci asta, ar fi cel mai josnic lucru pe care ai putea să-l faci tu. Hei, îmi plac recordurile. Bună să vină. A, trimitem prin poștă. Bine, mersi. Ok. Bine. Bună ziua. Andrada, poți să-mi spui ce s-a întâmplat afară? Păi nu știu ce v-a spus Costin. Lasă ce a spus Costin. Aș vrea să aud cu cuvintele tale. I-am dat o palmă. Deci recunoști că ai fost violentă? Da, dar nu se compară palma mea cu ce mi-a făcut el mie. Orice ar fi, nu se justifică violența. Aș putea să te exmatriculez pentru chestia asta. Da, domnule director, dar Costin și-a bătut joc de mine. Cum? Uitați, un coleg a filmat acest videoclip și l-a încărcat pe internet. Ce e asta? Ceea ce văd aici este că tu te țineai după el, el nu vroia și tu nu înțelegeai. Costin a fost iubitul meu. Eu credeam că mă iubea, dar totuși... Andrada, te-ai gândit să cauți ajutorul unui specialist? Cum adică? Adică să vorbești cu cineva care să te ajute. Uite, vorbește cu mama ta, sunt sigur că va ști ce să facă. Nu o să te exmatriculez pentru palma asta, dar... Dar promitem că faci ceva în privința asta, da? Promiți? Bine, promit. Și nu mai fi trist. Ești tânără. Ai toată viața înainte să îndrăgostești. Hai. Mulțumesc frumos. La revedere. La revedere. Nu acum, draga mea, că trebuie să termin curățenia și să ajung la timp să-l iau și pe Răzvan de la școală. Dar tu ce cauți acasă așa de vreme? Nu știu, nu mă simt foarte bine. Dar ce s-a întâmplat? Mamă, cred că sufăr de depresie. Ce? Am zis... Nu e nevoie să repeți a doua oară, te-am auzit din prima ce ai spus. Ce sunt fițele astea, Andrada? Depresie la vârsta ta? Cine ți-a băgat asta în cap? Domnul director, aici că ar fi bine să discut cu tine despre asta. Domnul director, ai probleme la școală? Nu! Adică, ba da, da, am probleme în viață, mamă! Probleme în viață, Andrada? Și cam ce probleme ai? Nu știu, simt așa că nu mai există niciun fel de speranță și că nimeni nu-i pasă și nimeni nu mă înțelege și nimeni nu mă vede, mamă! Și ce vrei să fac eu? Păi ce să faci? Tu ești mama, tu ar trebui să-mi spui ce să fac! La mine! Păi țin dacă nu mă asculți! Nu mă înțelegi, nu mă auzi, ești cea mai groaznică mamă posibilă! Le-ai simțit-o! Treci imediat la tine în cameră! Nu am nevoie de asta acum! Ce mă fac eu cu fata asta? Că sun eu la taică-tu. Normal că îmi răspunde când am nevoie de el. Așa.
așa că m-am hotărât să mă sinucid. Și îmi pare rău, iertați-mă că sunteți martor la ce voi face acum. Dar oricum nimeni nu-i pasă dacă mor sau dacă trăiesc. Așa că m-am hotărât. Fac asta pentru că e cea mai bună soluție pentru toată lumea. Casian? Ce? Cine ești? Ce glumă proastă e asta? Andrada! Doamne Dumnezeule! Andrada, ai nebunit? Lasă-mă în pace, mamă! Ce înseamnă asta? Ce vrei să faci? Lasă-mă! Te rog, ai în casă, te rog. Nu cred că mi s-a întâmplat. Nu pot, nu. Andrada, poți să-mi explici și mie ce a fost asta? Mami, ce s-a întâmplat? Nimic, puile, du-te la culcare, vin și eu imediat. Lasă-ne să vorbim, te rog. Andrada, de ce plângi? Nu-ți face griji, puștule, că n-ai de ce. Eu te iubesc. Și eu te iubesc. Răzvan, te rog, pleacă. Bine, mami. Dar vreau ca Andrada să nu mai fie tristă. Da, și eu vreau la fel. Te rog, lasă-ne să vorbim. Vin eu mai târziu să te învelesc, da? Bine, mami. Te iubesc, Andrada. Vezi că era să-ți traumatizezi frățiorul? Acum poți să fii atât de rea cu mine. Eu? Eu sunt rea, Andrada? Tu ce vrei să faci? Vrei să ne distrugi? Doamne, dar nu e totul despre tine, mamă! Nu mai pot! Andrada, nu pleca! N-am terminat de vorbit! Andrada! Da? Eu sunt. Bună ziua, domnule director. Da, știți cum sunt adolescenții. Mai fac lucruri teribiliste. Sper că nu o exmatriculați din cauza asta. Da, am înțeles. Sigur, o să vin. O să găsesc pe cineva să-l ia pe cel mic de la școală. Da, mulțumesc. La revedere. Mă îngrijorează, Andrada. Ceea ce a făcut ieri, cred că trebuie să privim ca pe un semnal de alarmă. Nu înțeleg de ce a făcut asta. E vorba de un băiat. Dar vrem să vă întreb. Care e situația acasă? E totul în regulă? Da. Adică
Eu și soțul meu am divorțat recent. Dar... Acum înțeleg mai bine. Poate mi-a explicat și mie, că eu nu înțeleg nimic. Un divorț în familie, absența tatălui, pot influența apariția depresiei la o adolescentă. Mai ales dacă în familie există relații conflictuale sau dacă suportul familial este redus, așa se întâmplă. Adică vrei să spuneți că e vina mea? Nu, nu. E un cumul de factori la mijloc. Dar divorțul a contribuit la apariția depresiei la Andrada. Și ce pot eu să fac? V-ați gândit la terapie? Nu. Adică vreți să spuneți că fiica mea e nebună sau ce? Nu, doamnă. Asta este un stigmat învechit. Nu e nicio rușine să mergi la terapie ca să te faci bine. Bolile psihice sunt la fel ca orice alte boli. Da, pe vremea mea nu era așa. Vă înțeleg, nici pe vremea mea nu era așa. Dar faptul că acest subiect tabu nu mai este stigmatizat este un lucru bun. Andrada nu trebuie să sufere. Sunt convins că un psihiatru o poate ajuta. Da. Bună. Îți mulțumesc că ai venit. Ce era atât de urgent de nu puteam să vorbim la telefon? Ți-am spus că o să-ți plătesc pensia. Casian, te-am chemat să vorbim despre fiica noastră. Eu nu mai pot să mă descurc singură cu ea. Andrada are nevoie de amândoi părinții acum. Ce s-a întâmplat? Casian, fiica noastră a încercat să se sinucidă. Poftim? Da. Cum așa? Suferă de depresie. Depresie? De ce? Nu știu. Poate pentru că e mai tot tipul singură și eu n-am știut să fiu alături de ea, iar tu ai plecat de acasă. Și se pare că a avut probleme și cu un băiat. Andrada m-a căutat. Iar eu am ignorat-o ca un... Da, și eu am ignorat-o. Mi-am concentrat atenția mai mult pe Răzvan. Fiind mai mic, am crezut că are mai multă nevoie de mine. Doamne, Casian, a fost niște părinți groaznici pentru Andrada. Da, așa este. Îmi pare rău. Pentru ce? Pentru tot. Pentru că te-am lăsat singură cu copiii. Pentru că n-am știut să ne respectăm promisiunile unele față de celălalt. Casian, indiferent de ce se întâmplă între noi, noi trebuie să fim acolo pentru copiii noștri. Așa e. Uite, dacă mai dai o șansă, aș vrea să fiu aici pentru Andrada, să o ajutăm împreună să-și revină. Îți promit că o să fac și eu tot ce ține de mine să ne înțelegem pentru Andrada. Și eu îți promit.